această mini. Mini. Da, nu așa era de la Mickey Mouse și ba, Mini, da, care avea bulinele astea? Nu m-am gândit la asta. Hei, bună, ce faci? Bine, ce adică faci? Cizmele astea sunt până în gât, ca să zicem așa? Până în jumatea gâtului. Nu, da, de alta, dar întotdeauna mi s-a părut că tu ești excentrică și întotdeauna vii îmbrăcată într-un fel anume și de asta am zis. Cum o veni rux îmbrăcată astăzi la noi? Am zis că e ora, să fie o oră decentă. Perfect, da. Și îmi place și... Mulțumesc. Cum se zice? Trandafirul. Trandafirul de la Firida. Perfect. Se zice, haide să luăm un loc și să vedem despre ce este vorba, pentru că văd că ai venit cu o carte, draga mea. Două cărți am adus. Două cărți, adică avem parte de carte astăzi aici la emisiune. Wow. Să se înțeleagă, da? După o parte, după o discuție medicală, după o parte cu magia, astăzi avem două cărți, oameni buni. Iar aceste cărți sunt chiar acestea. Da. Povestește puțin despre ele. Sunt scrise de tine? Da, le-am scris eu pe amândouă. Asta e în 2020 și asta e ultima scrisă acum în 2020. Deci asta e în 2020? Da. Și se numește Intoxicată? Da, pentru că este vorba despre relații toxice și când îți dai seama că ești în relații toxice și nu știi cum să ieși și că vai de viața ta și multe femei s-au regăsit și mi-au spus că le-am salvat. Iar aici avem? Aici e next level, doar tu și Dumnezeu. Doar tu și Dumnezeu, deci da. De la Intoxicată ai ajuns la doar tu și Dumnezeu. Pentru că evoluezi, te gândești ce-i cu tine, cu viața ta, vrei să te cunoști, să înțelegi traumele, să înțelegi prin ce ai trecut. Să înțelegi de ce simți ce simt și... Deci astea sunt două cărți care oarecum sunt inspirate din trăirile tale și din viața ta? Da. Cumva citatul ăsta explică cam ideea cărții. Unele, pot să zic? Da, da, da. Unele etape ale vieții e necesar să le parcurgi singură, fără familie, fără prieteni, fără soț iubit, fără disperare, doar tu și energia Dumnezeu. Foarte genul frumos. Ăla, da. Că eu sunt de acord cu tine. Să te regăsești tu pe tine prin... Eu o numesc energia Dumnezeu pentru că eu cred în adică cred că Dumnezeu e o energie, e un vibe pe care trebuie să-l regăsim în noi. Ca da. Să ne dea speranța să continuăm și să nu renunțăm la a ne bucura de viață, pentru că e foarte greu în ziua de azi și nu. Corect. Iar asta, prima carte, Intoxicată, 34 aici. De ani să scap de relațiile toxice. Tu poți scăpa în două ore citind un poveste. Adică era un sfat cum să scape femeile de relațiile toxice. Da, e o poveste cu o relație de-a mea cu un bărbat foarte toxic și bine, și eu eram ciudată, recunosc, nu-i doar vina lui. Hai, să nu fii nebună, nu? Dar ce înseamnă toxic, adică? Adică care te făcea cu creierul, adică nu era acolo, era indisponibil emoțional, știi? Îți dădea o caldă și după aia două ore și tu nu mai înțelegeai ce se întâmplă cu tine. Și când nu ai maturitatea necesară, atunci cazi acolo și rămâi pierdută. Și am scris-o pentru că simțeam că multe fete vor să citească asemenea lucruri și așa a și fost. Asta a rupt când am vândut-o, efectiv a rupt. Pentru că sunt multe persoane care petrec prin lucrurile astea și nu știu cui să se adreseze, da, nu? Da, da. Iar aici, doar tu și Dumnezeu, este despre cât de mult ai nevoie de Dumnezeu în viața ta și de energia asta, nu? Mai mult ai nevoie de oameni care să te facă să-L cunoști pe Dumnezeu. Ai nevoie de oameni care să-ți fie alături când nu mai ai speranță. Că e foarte important să ai lângă tine oamenii potriviți. Dacă ai pe cei nepotriviți, te duci de tot și nu-ți mai revii. Mai ales că în ziua, te-ți repet, ne conștientizăm toți traumele. E foarte greu când ieșim pe ușa afară, că și oamenii sunt foarte răi. Și ai nevoie de vibe-ul ăla. Bine, dar e și povestea unei de viață. Sunt, din nou, relații, bărbați, situații, nenorociri. Care au fost momentele alea în care ai avut nevoie ca Dumnezeu să fie în viața ta? Să-L simți așa prezența și cum te salvează? Cred că acum, recent. Da. Și am pățit ceva foarte care mi s-a arătat Dumnezeu, dar nu pot să zic aici pe post. Adică fizic l-am văzut pe Dumnezeu. Adică? Știu că sună. Nu, de ce? Chiamă la podcast, Măruță, că vin și spun acolo că nu se poate zice pe post tot ce s-a întâmplat. E ceva foarte mistic, e ceva... Adică? Am văzut dincolo. Mă crezi nebună acum, nu? Nu, zic că de obicei lucrurile astea se întâmplă în urma unor probleme de sănătate sau unor accidente și de asta nu, zic. Nu, s-a întâmplat pentru că, din nou, repet, eu când am scris cartea asta, probabil și eu aveam nevoie să mi se dea un semn, nu să mi se confirme, să-mi dea cineva o putere, că simțeam că nu mai pot. Și s-a întâmplat chestia asta chiar în ziua de Paște și de atunci am zis, ok, am înțeles. A fost un semn. Da, dar a fost un semn de bine. Da. Foarte frumos. Eu mă bucur. Și acum cum ești cu viața ta? Acum sunt bine. Pregătesc stil, adică o emisiune despre stil. Asta este munca mea principală acum. Un reality show chiar pe online o să fie. Sunt mai mulți oameni participanți care o să fie acolo și o să le schimb stilul fizic, stilul mental, stilul spiritual, pentru că avem niște coach, niște oameni care se ocupă de chestiile astea. Eu de stil, ei de minte, spirit, manifestare... Ce să faci cu viața ta e un concept foarte mișto care o se întâmplă pe online și... Nu mai poți să... Deci o să caute pe YouTube, nu? Nu. O să fie la mine pe Instagram, pe o pagină privată. Deci cine vrea, găsește la mine pe Instagram toate detaliile și...
E o pagină privată de Instagram unde au acces doar cei care vor. Ok, foarte frumos. Și cu dragoste ai zis că e bine acum? Dar n-am timp acum de dragoste, măruță. Abia ieri mi-am șters aplicațiile de dating. Că eu tot așa fac. Mi le pun la loc, zic gata, că-i vară, hai să vedem ceva. Mă enervez când văd ce listă de oameni mai puțin inteligenți avem în acest oraș. Și atunci zic, mi-e șterg. Chiar mi le-am șters. Tu, dar stai un pic, adică tu îți faci viața și o relație doar după aplicațiile de dating? Dar nu, dar acolo e cel mai ușor. Ce să fac, măruță? N-am timp să stau, să... Unde să mă duc? Păi da, dar aplicațiile de dating e întâlnit, văzut... Păi da, și mi-am dat seama că n-am timp și că mă enervez. Nu neapărat, depinde de ce zic, om adică găsesc. Începi... Depinde ce vrei. Uite, ce a zis doamna doctor acolo mai devreme. Trebuie să ai sănătate, nu? Și la mine libido nu-i problemă, măruță, deci... Am înțeles. Ok, perfect. Deci, uite, mă, cine a fost atent la emisiunea asta. Cred că oamenii te-au plăcut foarte tare sau cei care te urmăresc, pentru că ai fost mereu o tipă foarte directă așa și foarte asumată, știi? Păi, dar așa sunt. Eu nu caut să mă placă nimeni pentru ceva ce nu sunt. Dacă mă place cum sunt eu sunt și foarte politicoasă și drăguță. Adică chiar dacă lumea mă vede pe mine că sunt tare în gură sau mă apucă nebunile, sunt un om foarte liniștit politicos și probabil e o combinație de factori. Asta sunt. M-am mai calmat acum, recunosc, mă, da. Sunt puțin mai calmă. Încă erau aplicațiile, ca să zicem, active. Nu, e ceva rău acolo. Deci nu. Bă, deci ceva da, fetelor nu, e ceva deci rău. Deci cum e pe aplicațiile astea de dating? Adică tu ai fost pe Tinder, să zicem, da? Pe aplicație. Nu, aia nu. Acolo nu atât de rău mă duc. E una, pot să zic numele? Da, păi nu știu. E una anumită Bumble. Și? Aia e cea mai clasică. Și cum pui niște poze cu tine pe așa? Da, eu am pus acolo o poză drăguță, nu am pus nimic special. Dar cu poză reală ai pus cu tine? Da, păi, nu. Nu ți-ai pus pălăria să nu te vezi sau chestia asta? Nu, n-am dat asta. Și răspund doar bărbaților care nu mă recunosc. Că sunt oameni care nu mă știu, că nu mă știu toată lumea, am ales oameni care lucrează în anumite domenii. Și ei ce spun? Ce spun? Hei, bună! Unii răspund frumos, alții sunt cocalari. Da, pe Bumble tu trebuie să începi discuția. Au zis cocalarul, ciucă, hovace. Nu, da. Eu m-am simțit. Pe nu. Bumble tu trebuie să începi pe Bumble, discuția. Vezi că și el știe, și tu ești pe acolo, pe nu? Bineînțeles. A, dar te-am văzut, cred că l-am văzut și pe ciucă. Eu nu te-am văzut pe tine. N-am stat mult, o săptămână. Bă, nene, mai e cineva ca mine pe Facebook, pe ăsta. Cătălin, tu n-ai ce dar să cauți acolo. Dar tu n-ai ce acolo. Să cauți acolo. De ce? Păi nu pentru oamenii. Păi să văd exact ce se mai întâmplă. Păi intră de curiozitate, să vezi. Intră de curiozitate. De la mine, dacă ia, Ciucă, să ne ia să da, dai un pic. Stai, Ciucă, piața femeilor cum e? Ca bărbaților e praf. Jos, la pământ. Da? Bă, băiatule... Iartă-mă, sunt un pic depășit de discuția asta. Oameni buni, aveți grijă de dumneavoastră, de aplicațiile pe care le folosiți. Roxana Erdei, Ruxi, cheamă, da. Adică a venit și ne-a spus doar tu și Dumnezeu este cartea cea mai nouă, pentru că scrie și cărția și mulțumim mult că a trecut pe la noi. Iar dumneavoastră, oameni buni, să aveți o seară minunată. Ne vedem mâine la ora 3. E vineri, așa că vă așteptăm alături de noi. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc și eu, mulțumesc.